Plata cu cardul este o modalitate sigură, convenabilă și eficientă de a efectua plăți în magazinul fizic sau online. Există mai multe tipuri de carduri, cum ar fi cardurile de credit, cardurile de debit sau cardurile preplătite. Avantajele plății cu cardul includ faptul că nu trebuie să se transporte bani cash, nu există riscul pierderii sau furtului banilor, nu este nevoie să se facă rost de bani cash înainte de a merge la cumpărături sau să se schimbe valută în cazul plăților internaționale, se economisește timp, iar cheltuielile pot fi ușor monitorizate prin intermediul aplicațiilor bancare sau contului online. Deși plata cu cardul prezintă numeroase avantaje, există și câteva dezavantaje. Printre acestea se numără costurile asociate cu folosirea cardului, cum ar fi comisioanele pentru retragerea de numerar sau comisioanele pentru efectuarea de tranzacții internaționale. De asemenea, există riscul ca datele de pe card să fie furate sau utilizate în mod fraudulos, ceea ce face necesară păstrarea cardului în siguranță și verificarea periodică a istoricului tranzacțiilor. Potrivit șefului ANAF, există o direcție foarte extremistă promovată de câțiva influencer online cu privire la tranzacțiile prin carduri bancare. Lucian Heiuș a declarat că aceste ipoteze lansate sunt total false și că aceste persoane vor să controleze populația prin intermediul acestei teorii a conspirației. Pentru a contracara această dezinformare, ANAF a pornit deja o campanie de informare privind plățile cu cardul și beneficiile acestei metode de plată. Lucian Heiuș, președintele ANAF, a explicat că această campanie a fost lansată împreună cu APERO, Asociația Plătitorilor de Plăți Electronice din România și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din țara noastră. Aceste trei instituții sunt conștiente de importanța creării mecanismelor necesare pentru a răspândi utilizarea plăților cu cardul în România. Consumatorii sunt de asemenea interesați de această metodă de plată și există și o lege 370 care obligă toți comercianții să ofere mijloace moderne de plată pentru produsele pe care le vând. Șeful ANAF își dorește ca mai multe plăți să fie făcute cu cardul, așa cum se întâmplă în țările dezvoltate. În ciuda teoriilor conspirației promovate de către unele persoane, plățile cu cardul rămân totuși o metodă sigură și eficientă de plată care poate aduce beneficii pentru toți cei implicați într-o tranzacție comercială. În acest sens, este necesar ca infrastructura de plăți electronice să fie dezvoltată în continuare în România, unde există aproape 18 terminale la 1000 de locuitori, comparativ cu media europeană de 36 de terminale. Conform raportului european privind indicele economiei și societății digitale din 2022, nivelul scăzut de digitalizare și progresele relativ lente împiedică economia României să profite pe deplin de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. Totuși, numărul de terminale de plată din România a crescut cu 22% în 2021 față de anul precedent, ajungând la peste 332.000, iar numărul de carduri în circulație era de peste 20 de milioane. În plus, potrivit unui studiu realizat în anul 2021, 81% dintre români preferă să plătească cu cardul, în timp ce 62% dintre aceștia au declarat că utilizează cardul pentru cumpărături zilnice, cum ar fi alimente sau produse de curățenie. Aceste cifre sugerează că există un interes semnificativ din partea consumatorilor români pentru plățile electronice și că acestea devin din ce în ce mai populare. Plata cu cardul este din ce în ce mai cunoscută și în Europa, reprezentând 53% din totalul tranzacțiilor de plată în 2020, cu o creștere de 9% față de anul anterior. În unele țări, precum Suedia sau Danemarca, plata cu cardul este preferată în detrimentul plăților în numerar, iar cardurile preplătite sunt o opțiune populară pentru a controla cheltuielile. Plățile contactless sunt tot mai utilizate, iar noile modalități de plată, precum cele mobile sau cu ceasurile inteligente, oferă o experiență de plată mai comodă și mai rapidă.